La 1 septembrie 1893 a intrat în vigoare legea pentru organizarea gendarmeriei rurale, promulgată prin decret regal de către Carol I. Această lege prevedea instituirea unui corp de pază și ordine cu caracter militarizat în toate localitățile rurale din țară, atribuțiile jandarmeriei fiind de a veghea în localitățile rurale la siguranța publică, la menținerea ordinii și executarea legilor. Se împlinesc astăzi 122 de ani de la înființarea jandarmeriei rurale. Este un moment foarte important pentru instituția noastră, fiind marcat cum se cuvine, printr-o activitate cu tema Jandarmeria Rurală, moment de aducere aminte și recunoștință. În cadrul acestei activități au fost punctate principalele misiuni pe care le executau jandarmii în urmă cu mai bine de 100 de ani, dar și aspecte referitoare la legea pentru organizarea jandarmeriei rurale, promulgată prin decret regal în anul 1893 de către Carol I. Până în anul 1998, ziua de 1 septembrie marca și ziua jandarmeriei române. Odată cu intrarea în vigoare a legii de organizare și funcționare a jandarmeriei, ziua armei se sărbătorește pe 3 aprilie, fiind momentul care marchează promulgarea primului act de înființare a Corpului de Jandarmi pe teritoriul României.